poate caracteriza pe un om de afaceri, pe o mare om de știință, pe cineva care și-a fixat un cel de atins, de obicei vizând reușita personală. Vladimir Dica a fost un astfel de om, numai că a vizat exclusiv slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor. Citim în viețile multor sfinți cum s-au depădat de marea vechi, ori au întors la un moment dat spatele unui carieră strălucite, s-au căutat smerenia anonimatului. Au practicat impresionante feluri de ascetă, s-au retras de parte de lume pentru a se dedica exclusiv rugăciunii și concentrației. Fiecare dintre ei ne pot inspira și din aspect sau altul al desăvârșirii pe care au atins-o. Vladimir Dica însă a fost călăuzit de un instinct spiritual aparte, datorită căruia se constituie într-un rezerv valabil pentru orice om care vrea să nu facă îndrăgat îmbrăcământurile. A primit de la naștere și pe tot parcursul vieții o mulțime de talent, pe care a știut în primul rând să recunoască. Părinți, spune el, pentru care nu pot binecuvânta de sus de Dumnezeu să mi-a dat. Exemplul lor, precum și educația de care a avut parte, l-a determinat să promoveze întreaga bogăție intelectuală și spirituală prăjurile. El nu uită să amintească chiar și contribuția instituțională sale de experiențe protestante. De la bătrâna mea instituțională, care a stat la noi peste 25 de ani și mie, simțul datoriei adresării scrise al ascultării, lasă la prozaic a fi din mele de acum, groaza de risipă, de lucruri nemulțime, de lucruri jură. Apoi plăcerea de a studia, interesul pentru tot felul de domenii din cele mai diferite. Nu putea înțelege recreațiile decât ca pe o schimbare a genului de muncă. A avut o școlaritate strălucită, iar interesele extrașcolare l-au portat prin fizică, chimie, literatura antică și modernă, istorie contemporană, etc. Talent artistic, datorită căruia nu numai că a expus lucrări și a publicat un album, ci a putut ajunge mai târziu la sufletul multor artiști pentru a-i călăuzi spiritual. În sfârșit, dragostea pentru semeni i-a dezvoltat și abilități practice. A îngrijit bolnavi în spitalele din Roma, Salonic și București. A fost infirmier și brancardier la Nazaretul din Zimnicea, în timpul epidemiei de coleră din 1913. A făcut stagi la secția de leproși a Spitalului Saint-Louis din Paris, așa mai departe. Alt talent, apartenența la o familie nobilă, a folosit-o din plin, căci a deschis uși și la Vatican, și în întreaga Europa, și în România, pentru a-și sluji țara și a iniția opere de caritate, care fără prestigiul său nu ar fi putut lua ființă. Talentul cel mai de preț în ochii săi a fost însă credința. De la o vârstă fragedă, prezența lui Dumnezeu a fost realitatea care i s-a impus cu tărie, iar mai târziu, studiul teologiei i-a trasat drumul existenței. Mai întâi ca misionar laic, așa cum l-a urmat Pius al X-lea, iar apoi, după 1923, ca preot. În prima ipostază de laic, în afară de îngrijirea bolnavilor și a răniților, a avut la inimă ceea ce numea el unirea bisericilor, dărâmarea prejudecăților care îi îndepărtează unii de alții pe credincioși ortodoxi și catolici, printr-o cât mai bună cunoaștere reciprocă, prin dezvoltarea spiritului creștin, spune el, acestea sunt modalitățile de apropiere, prin slujire de puteri interesante. Au uimit la vremea sa faptul că surorile vicentine aduse de el nu făceau nicio distinție de etnie și religie în rândul bolnavilor pe care îi îngrijeau și, întrucât se ocupau de săraci, evident, majoritatea celor asistați erau ortodoxi. Nici vorbă de instituții catolice pentru catolici. Când a fost vorba de hirotonire, este impresionat felul în care și-a pregătit cel mai vast câmp de acțiune cu putință. Și nu era ușor în condițiile disciplinei foarte rigide a bisericii catolice de atunci. Și-a folosit toată diplomația, toate relațiile la
facultatea de a sluji atât în ritul latin, cât și în cel bizantin. Ulterior, întrucât a ajuns să călătorească mult, să pătrundă medii foarte diferite, având de rezolvat cazuri extrem de dificile, a primit de la Papa Pius al XI-lea și alte permisiuni excepționale, să poată spovedi oriunde, în toate diecezele lumii, să dea dezlegări în cazuri rezervate pontifului roman, să slujească Sfânta Liturghie oriunde și în toate liturghiile. Spațiul nu ne permite decât o scurtă enumerare a tipurilor foarte variate de activitate preoțească pe care a devenit-o la Divinita, din 1923 și până în 1939, desfășoară un apostolat rodnic în Franța, începând cu așa numita Biserică a Străinilor, unde este numit imediat după sirotonire și unde vine în contact cu dezrădăcinați de toate neamurile, rangurile și din toate porțurile lumii. Însă nu așteaptă să vină lumea la el, ci se duce iar spre diferite persoane despre care află că au probleme grave. Un bun prieten și biograf, Jean Dorjac, ne spune: vreme de 15 ani, de epoca despre care ne spunea, slujirea preoțească a Monseigneur Principal la Paris s-a exercitat în medii de anarhiști, de sataniști, de ocultiști, de preoți răscopiți, de homosexuali, de prostituate. Numai Dumnezeu știe numărul convertirilor realizate, al sufletelor complet transformate și duse spre o mare creștere spirituală. Pe de altă parte, întrucât deja de multă vreme își câștigase notorietate lumea intelectuală, participă în 1927, alături de Ivon Hutier, la fondarea grupării Notre-Dame de France, secție feminină a Centrului de Studii Religioase, creat de Jean Dorjac, școală de formare permanentă, teologică și spirituală a laicilor. Între 1926 și 1931 se angajează simultan în două opere de pionierat. Pe de o parte, încercarea de a crea o operă misionară a fraților și surorilor Sfântului Ioan, de o mare credibilitate, al care membrii erau ministri la acest tot se răspătea în care Providența, având despre cel fundamental de viață și de activitate iubirea de Dumnezeu, iar pe de altă parte, stătută Evanghelia la periferia roșii a Parisului, zonă de bares locuită de căutători în buloare și de alți marginalizați, mulți câștigați de ideologia comunistă. A trăit acolo o condiție extrem de precară, dar câștigat până la urmă pe mulți care nu au avut niciodată contact cu biserica. Pentru a acoperi aceste două pași domenii de ajutorat, își împărțea prin cursul de două săptămâni între așezământul de la obiect, dragi și surorile funcționari, în 8 mai, și periferia Zilfrit, făcând călătorii lungi și obositoare cu mișoarele de atunci. Și astăzi se fac circa 3 ore cu autocarul pe șosele bune. Primul proiect nu a putut dă imun. Cel de-al doilea însă a dus la crearea unei parohii în Floricioare. Între timp, ca membru al Comitetului Director al Congreselor Eucharistice Internaționale, a trecut și călătorii foarte lungi despre care antevorbitorii mei au spus, sunt sigur că a dat așa mai departe. În 1933, călugărițele carmelite plecate să creeze o primă mănăstire a ordinului lor în Japonia, au avut nevoie de un preot însoțitor, iar Monseigneurul Ghica s-a oferit să le facă acest serviciu. Avea în Japonia un fiu spiritual, doctorul Totsuka, devenit preot și care înființase câteva așezăminte de binefacere, puse sub patronajul Sfântului Ioan. Pe acestea le vizitează și ține mai multe conferințe pentru intelectualii creștini japonezi. Într-o a doua călătorie, în Japonia, vizitează o leprozerie înființată de prietenii săi și este foarte impresionat. Își propune să ridice un așezământ pentru leproșii din România. Întors la Paris, studiază serios problema leprei și face practică la pavilionul de leproși al Spitalului Saint-Louis.
solicită sprijinul fiicelor carității pentru a înființa un lazaret în Delta. El însuși plănuiește să se dedice acestui așezământ ca preot și infirmier. Acest plan nu s-a putut materializa, dar atât de nu-l aștepta în România când s-a întors în 1939. Vizitarea și îngrijirea spirituală a bolnavilor și mai apoi a răniților din război a fost o constantă. Îi învăța pe bolnav despre valoarea suferinței pe care o numea rugăciune fără distracție și le cerea să sprijine cu ea în apostolat. A dobândit curând o mulțime de fii și fiice spirituale pe care i-a asociat activităților sale caritative. Le vizita pe deținutele de la închisoarea Bucărești și slujea Sfânta Liturghie pentru ele. Și-a folosit influența pe lângă autorități pentru a scăpa mulți evrei de la deportare. Fiind spiritual, a colaborat strâns cu episcopul Vasile Artemie și cu ceilalți preoți de la Biserica Unită, Sfântul Vasile cel Mare, din strada Colonă. A devenit sufletul întâlnirilor Asociației Studenților și Tinerilor Români Uniți, ținându-le conferințe, îndrumându-i spiritual și contribuind astfel la formarea unei generații care avea să străbată cu demnitate trigoana comunistă. Și în afara acestui centru era căutat de mulți oameni dorici de aprofundare spirituală. Nu refuza pe nimeni, în ciuda sănătății precare și insomniilor persistente. Se cheltuia fără măsură. Toți cei care ajungeau să-l cunoască se simțeau îndemnați să se apropie de Dumnezeu, ba chiar să tindă la sfințenie. Toate acestea arată că Vladimir Ghica a mai așezat în rândul talanților primiți și toate ocaziile oferite de providență pentru a face binele. Iar mijlocul de a ne identifica a fost o viață de rugăciune intensă, căutarea preferințelor lui Dumnezeu, cum spunea el, și atenția față de nevoile, mai ales spirituale ale oamenilor, aplicând ceea ce a denumit el teologia nevoii. Flexibilitatea lui extremă i-a îngăduit să facă încă și mai mult bine în situații de prigoană, de limitare progresivă a mijloacelor și, în final, de închisoare. Ar fi de mare folos ca exemplul lui să înceapă să ne inspire, mai ales pe noi, conaționalii săi.